Zani, ironii la adresa lui Mihai Bendeac, potrivit Libertatea.ro. Reacția juratului de la iUmor. Ce a putut să gândească băiatul ăsta? Zani, câștigătorul de la Survivor România, urcă pentru prima dată pe scena iUmor, unde a pregătit un roast pentru cei trei jurați. Mihai Bendeac a reacționat imediat după ce a auzit ironiile tânărului artist. Cel de-al 11-lea sezon iUmor se apropie de final, dar nu înainte de a-și răsfăța fanii cu o ediție specială de roast ce va fi difuzată duminică, 12 decembrie, de la ora 20, la Antena 1. Rând pe rând, George Buhnici, Iulia Albu, Zani Dache, Marina Almășan, partenerul lui Chelo de la raliul de la Dakar, Mihai Ban și mulți alții vor urca pe scena iUmor pentru a-i perpeli la foc mic pe Delia, Chelo și Mihai Bendeac. Aflat pentru prima dată în această ipostază, Zani Dache a fost concurent, șef la cuțite și câștigătorul Survivor România, a mărturisit încă din culise că este copleșit. N-am avut niciodată emoțiile astea. În schimb, pe jurații a cucerit încă de la început. Dacă ar exista premiul Nobel pentru sinceritate, i-a spus Mihai Bendeac, care a mai și completat. Mi se pare absolut senzațional ce a putut să gândească băiatul ăsta. A fost un fel de roast în roast. Ajungi deja la sezonul 11 al emisiunii iUmor, atât jurații cât și prezentatorii ar fi putut fi tentați să creadă că le-au văzut pe toate. Dar pe parcursul audițiilor, concurenții le-au dovedit că nu pot fi mai departe de adevăr. Delia, Chelo și Mihai Bendeac vor fi surprinși duminică de la ora 20 la Antena 1 de nume mari din viața publică din România care vor urca pe scena iUmor pentru a le spune lucruri pe care nu mulți ar îndrăzni să le rostească.